Ed aetrac, etse ainețăruc. Așezate în curte, cutii de reciclare se aude o ceartă continuă pentru că mezinul familiei încurcă lucrurile. De ce să se chinuie el și să separe de fiecare dată deșeurile? Tot deșeuri sunt, tot la gunoi ajung. Ce contează? Clink! Se loveau bucuroase că s-au găsit sticla și un borcan. Aici stăm noi, în cutia cu deșeuri de sticlă, e numai pentru noi și surorile noastre. Se lovește de ele o altă sticlă, care se scutura tare de tot, ca să scape de o coajă de măr, care i-a târnat de gât. Sunt tare supărată, zise ea. Iar a încurcat cutia, i-a spus de atâtea ori să pună deșeurile menajere separat, dar nu ascultă. Vreau și eu să devin o sticlă nouă și curată. Dar așa, printre coși de mere, roșii stricate și salate ofilite, nu se poate. Voi rămâne probabil 450 de ani în așteptare. Poate, poate cineva mă va duce la locul potrivit. Din cealaltă cutie se auzea. Surorile mele! Surorile mele! Se foiau și se îmbrățișau vesele câteva cartoane, hârtii de împachetat și două cutiuțe ambalaj. Ce mai călătorie o să facem? Eu vreau să mă transform într-o carte de colorat. Eu într-o cutie cadou să fiu împachetată ca o prințesă cu fundițe colorate. Visați! Dacă vine mezinul și ne amestecă iar cu pungile de plastic murdare, adio culoare și funde și prințese! Ceva mai departe, în cutia cu plastic, era o foială continuă. Dă-te mai încolo! Nu mă mai atinge! Mi-a eșifonat folia! Se certau pungile de plastic cu dozele de aluminiu și câteva sticle de plastic. Vai! Atâta gălăgie! În curând o să ne separe și ne vom vedea fiecare de drumul lui. Parcă mă și văd un pix colorat sau ascuțitoare. Mașinuță. Și eu, un avion de jucărie, spuse mântră o doză de suc turtită. Asta dacă avem noroc și rămânem aici, zise un pet transparent. Ultima dată când a fost în excursie, pe sora mea cu suc de portocale a aruncat-o în pădure după ce și-a potolit setea. I-a spulberat visele și a rămas rămâna singură, pentru 300 de ani printre crenguțe și frunze uscate în pădure. Dintr-o dată se auziră pași și voci. Vine vlăduț pe la mine! Vine vlăduț pe la mine! Cum să fac? Bine ar fi să încep prin a face curat și să așez deșeurile fiecare la locul potrivit. Ai aici cutiile pentru deșeuri de hârtie, sticlă, plastic și deșeuri menajere, îi spunea mama mezinului care... Parcă auzise cearta din cutii sau poate că dintr-o dată a vrut să fie altfel.